Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou, a doua cafea la știri din Neamț și Mesagerul din Neamț în direct. La cererea publicului, ca să spun așa, pentru că după emisiunile de ieri am primit extrem de multe telefoane și semnale cu privire la ce se întâmplă cu școlile din Neamț în perioada următoare, am considerat că este bine să stăm de vorbă cu inspectorul școlar general din Neamț, domnul Mihai Obreja. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră. Și vreau să vă spun că dânsul a acceptat imediat, mai ales că spunea că sunt și noutăți de transmis către populație. Eu mă bucur că ați venit de data aceasta în calitate de inspector școlar general și ați venit singur, știți, nu însoțit de oameni care abia așteaptă din nou să revină în prim plan. Deci sunteți aici în calitatea de inspector școlar general și vreau să discutăm cât se poate de concret despre ce se întâmplă cu învățământul în perioada următoare. Dacă putem să discutăm concret și vreau să ne explicați nouă și celor care se mai uită la noi în emisiune, cum vor funcționa lucrurile. Ca să înțelegem exact, eu vă spun cinstit, m-am uitat la mesajele venite de la centru și am înțeles cam așa, că responsabilitatea vine pe principiul acela din armată, de sus în jos, adică de la minister la inspectorat, de la inspectorat la directorul de școală, de la directorul de școală la profesor. În ecuația asta dispar părinții și elevii, într-un fel. Dar, mă rog, eu așa am înțeles. De ce? Pentru ca să fie posibil după aceea ca și șuturile să se dea exact în aceeași formă, de sus în jos. Și ultimul care este jos să ia cele mai multe șuturi. Acum vedeți dacă percepția mea este greșită, vă rog să-mi spuneți și să ne explicați cum va funcționa. Da, școala traversează cu adevărat o perioadă foarte grea. Să vă spun ceva, deja au început întrebările pentru dumneavoastră. Și de aceea trebuie să venim și noi cu câteva precizări, pornind și de la experiențele pe care le-am acumulat în această perioadă, începând din 11 martie și până astăzi. Aș dori să transmit întâi trei mesaje, spun eu, foarte clare și ele vizează conducerile de școli, profesorii, elevii, părinții și nu în ultimul rând, într-adevăr, și autoritățile publice locale. Școala va începe pe 14 septembrie. Este data stabilită prin ordin de ministru și care va fi respectată. Vom vedea exact în ce condiții vom începe pe 14 septembrie. Deci vom avea an școlar, asta e primul. Vom avea an școlar și vrem prin acest mesaj să risipim orice urmă de îndoială. Nu se poate ca un sistem atât de important cum este sistemul de educație să sufere în această perioadă într-un sens sau altul să fie subiect sau obiect al unor jocuri sau manipulări politice. Este sistemul cel mai mare, cu cel mai mare număr de persoane implicate direct sau indirect. 2 milioane și ceva de elevi, părinți, mai mulți decât 2 milioane, cadrele didactice, reprezentanții comunității. Al doilea mesaj. Într-adevăr, decizia va fi una descentralizată. Tot ne dorim de mulți ani o descentralizare a deciziei, dar nu dorim de multe ori doar așa promovând-o, anunțând-o, afișând-o și mai puțin poate asumată, pentru că ea presupune și responsabilitate. Când vorbim despre descentralizarea deciziei, am în vedere, în primul rând, și responsabilitatea
care revine până la urmă conducerii de școli. Școlile au dorit, adică directorii au dorit să aibă autonomie în decizii, dar de multe ori, dacă analizăm cu atenție, vedem că acceptă această autonomie numai în anumite condiții. Da? De multe ori se simt mai confortabil în spatele unor decizii centralizate, unor decizii care vin de la minister via inspectorat. Este adevărat că, fiind un sistem de stat, multe dintre decizii sunt centralizate. Decizia aceasta centralizată va presupune implicarea și a inspectoratului școlar, a conducerilor de școli, a unităților administrative teritoriale, adică a primarilor, consiliilor locale, dar în același timp vor fi alături de noi parteneri în co-decizie și părinții. Pentru că până la urmă părinții știu și ei la fel de bine cât de importantă este școala, cât de important este să ai un serviciu de calitate. Întrebarea care vine simplu este cum? Cum vor fi alături părinții? Da. În primul rând, sunt primii care, pentru că ne interesează și starea de sănătate, siguranța copiilor în această perioadă, sunt primii care pot lua o decizie în familie, de exemplu, dacă merge sau nu la școală copilul. Haideți dacă un copil nu se simte bine, prezintă anumite simptome, părintele poate să fie primul domnul general, poate decide. Suntem oameni care avem un pic de experiență în învățământ. Da. Avem o școală cu 1200 de copii, să spunem. Din ăștia 1200 de copii, nu știu câte discuții s-au făcut cu părinții la nivelul clasa X, ce vreți, învățământ online sau învățământ normal sau combinat. Ce ne facem dacă într-o școală cu 1200 de copii avem 100 de părinți care spun, domne, noi vrem doar învățământ online. Nu cumva aici se aplică principiul acela ce decide majoritatea trebuie să facă toți? Absolut. Ați deci decidem principiul acesta. Bun. Principiul va funcționa mai departe. Adică nu putem pentru 100 de părinți, pe cei 900, nu o să-i punem în situația poate uneori neplăcută. Au un loc de muncă, au un serviciu, da? Și atunci apar disfuncții care pot fi majore. Astea sunt lucrurile pe care le așteaptă oamenii. Pentru că și aici s-a găsit o soluție și cred că chiar în cursul zilei de ieri, domnul prim-ministru a anunțat că, sau chiar au adoptat deja un act normativ potrivit căruia părinții care vor, copiii care rămân acasă, deci în sistem online, să poată fi supravegheați, asistați de părinți și atunci părinții să primească 75% din salariu. Să vă spun ceva. Numai pe că și aplicarea unei asemenea măsuri... Nu mă interesează acum asta. Da. Pe mine acum mă interesează cum va funcționa școala. Deci ați amintit de trei lucruri. Unu, va începe școala. Doi, decizia... Așa, și trei, responsabilitatea trebuie să fie și cu părinților, și autorităților, să aparțină și autorităților locale, și directorilor. Practic ne dorim o colaborare, o conlucrare în adoptarea deciziilor. Da? Pentru că până la urmă, prin tot ceea ce vom întreprinde, noi trebuie să realizăm două obiective majore. Unul pe care tot îl amintim de fiecare dată și nu îl operaționalizăm, de fapt. Ne dorim un învățământ de calitate în România. Și doi, ne dorim ca elevii să vină în siguranță la școală. Deci ne preocupă starea de sănătate și siguranța elevilor în școală și nu numai a lor, și a cadrelor didactice. Pentru că de multe ori am vorbit mai mult despre copii. Într-adevăr, copilul este în centru, ne focusăm pe interesul copilului, dar să nu uităm cadrele didactice, pentru că fără profesori, dacă nu ai profesori în școală, dacă ai profesori care sunt bolnăvesc, dacă ai profesori care au anumite rețineri de a veni la cursuri, și așa este normal, și mă refer la cei care sunt, să spunem, sau au o anumită vârstă, sunt mai aproape de pensie și cel mai probabil unii dintre ei, dacă mai au și anumite boli, vor evita să ajungă în sala de curs. Pentru că s-a creat
și poate și pe drept cuvânt și percepția aceasta publică, că într-adevăr pericolul este la orice colț. Noi avem o experiență aici și experiența aceasta este comună și a noastră și a conducerilor de școli și a elevilor și părinților. E cea legată de examene. Noi, de exemplu, în județul Neamț nu am avut nicio problemă pe perioada examenelor, elev sau profesor. Nimeni nu-și dorește să existe probleme. Dar și lucrul acesta a avut la bază și ceea ce au făcut părinții acasă. Și eu am aflat de la copii, mergând prin săli, mulți părinți i-au obișnuit de acasă pe copii să poarte masca. Au făcut exerciții, au stat și 2 ore, au dat o lucrare acolo cu masca pe față să vadă dacă într-adevăr rezistă. Iar copiii au fost extraordinari. Eu am văzut în spațiu public se vehiculează copiii, cei de gimnaziu, că nu, cei, e mai adevărat, că la cei de primar sau la preșcolari va fi foarte greu, pentru că regula aceasta, portul măștii în spații închise, va fi valabilă mai departe. Există acte normative, nu se poate, chiar dacă cred că în unele state, chiar din zona, sau era dat exemplu Poloniei, vor începe cursurile și fără mască, de exemplu, și fără o distanțare, dar nu întotdeauna ce vedem la alții se aplică în mod automat și la noi. Haideți să încercăm să mergem la lucruri concrete. În acest moment există directori care au venit la inspectoratul școlar și au spus asta este modalitatea prin care vom face cursurile? Deocamdată nu și vă explic și de ce. Până pe 12 august noi realizăm o evaluare a spațiilor școlare pe de o parte. Am înțeles, dar nu și doi a formațiunilor de lucru. Dumnealor. Trebuie să facă dumnealor. Dumnealor eu în școală. Nu, iar eu să fiu după director, data de da. 12 august, după ce există evaluarea când se va transmite la dumneavoastră 12 august. Da? Nu, da. La 12 august va fi la minister situația. Va fi la minister. Ajunge la minister. Până și atunci știm exact la fiecare școală. Să luăm așa, școala dacă, nu știu care, da. Școala 2, dacă e aici aproape. Are spații suficiente pentru ceea ce înseamnă, să spunem, scenariul așa numit, scenariu verde. Adică avem, toți copiii pot veni la școală. Avem la școala 2, la Hogaș, la Rareș, la gimnaziu, clase cu 30 de copii? Avem clase cu 30 de copii. Legislația românească spune că se puteau face clase cu 20 de copii, nu? Da. Minim 20 de copii, parcă așa era. Bun. Avem clase cu... Cum va funcționa o clasă cu 30 de copii? Că astea sunt, uitați, am o groază de întrebări. Întrebați-l pe domnul general. Cum va funcționa o clasă? Facem clase cu 15 copii? Dacă da, cum vor veni la școală? Se mai angajează noi profesori sau nu? Sunt fonduri pentru plata lor? Și când lucrurile astea se vor cunoaște? La problema cu fondurile nu pot, încep cu a treia. Știu, aia nu pot să răspund acum că nu depinde de noi și e la guvern. În ceea ce privește formațiunile de lucru, aceasta este și ideea. Deci spațiile școlare așa vor fi ocupate cu distanțare socială de cel puțin un metru. Asta va fi, cred că, una dintre măsurile esențiale și atunci, dacă am o clasă, să spunem, cu 30 de elevi, vor intra acolo doar, să spunem, 22. Mai rămân 8. La cealaltă clasă, la fel. Intră 20 și mai rămân 10. Se vor constitui alte formațiuni de lucru exact respectând aceeași regulă. Vedem care este necesarul și una dintre ideile vehiculate, o să vedem când avem și ghidul, probabil tot săptămâna viitoare, deci până la 15 august, ideea este că aceste ore care apar în plus, deci pentru formațiunile create, respectând aceste măsuri, să fie date tot la plata cu ora pentru profesorii care sunt în școli, pentru că, într-adevăr, aici avem o problemă legată de resursa umană calificată și, până la urmă, asta ne și dorim, că așa mai poți găsi, dar, să zicem, oameni necalificați, dar să-i aduci în sistem și mai ales pe fondul acesta care înseamnă... Și o predare în anumit... Da, înseamnă o predare în condiții speciale. Atunci, cred că asta, după părerea mea, asta va fi o soluție pe care eu sper să o accepte cadrele didactice, dacă se va ajunge aici la plata cu ora. O soluție
care este la îndemâna școlilor mari, deci cu efective mari și cu spații care sunt la limită, este lucrul în schimburi. O să vedem până la urmă, toți trebuie să fim solidari aici pe soluții. Suntem solidari, dar am o clasă cu 30 de copii. Acum vă spun așa, da. Am 5 clase pe nivel la o școală, cu 30 de copii toate, da? Teoretic puteam să fac în mod normal 6 clase dacă vroiam, dar nu mai discutăm aici de ce. Bun, sunt directorul școlii și spun așa, cum fac eu cu ăștia? Bun, fac cu 15 elevi în clasă, am atâtea clase care îmi rezultă în plus. Deja. Profesorul care predă la 15 elevi, da, trebuie să predea și la ceilalți 15. Da. Dacă se țin orele normal, practic este o dublare a tuturor orelor. O dublare, într-adevăr, este o dublare a orelor. Și acum revenim la începutul emisiunii. Asta înseamnă încă o normă aproape. Da, revenim la începutul emisiunii. Vorbeam de descentralizare. Păi nu era mai simplu așa, dacă tot dăm descentralizare? Uite, pe perioada asta cât avem problema asta, norma de bani per capita sună atât de urât. Per da, capita, costul standard per elev. Da, costul standard per elev se mărește cu, da, nu știu, 10 lei, 15 lei. Și acoperim costurile cu salariile. Și da, din momentul acela, banii se duc direct la nivelul școlii și directorul este direct responsabil cum își organizează procesul de învățământ. Păi, eu să fiu director acum, poate m-aș gândi să fac așa. Dom'le, ia hai să fac eu așa. Fac ore cu 15 elevi, dar în orele alea vorbesc cu profesorii să facă predare pentru 2 ore, da, cu 15 elevi. Sunt soluții. Și după aceea cu ceilalți 15, tot pentru 2 ore și rezultă catedra normală. Pentru asta trebuie sunt să am soluții, domnul oameni Bălănescu, care să facă. Ce a spus este foarte corect și sunt soluții exact în ideea aceasta. Ne-am gândit și noi, chiar și din școli, unii directori. Da, pentru asta trebuie să-i dai directorului cu adevărat posibilitatea să o facă. Da, și vor avea libertatea aceasta, o să vedeți că vor avea libertatea aceasta să-și organizeze formațiunile de lucru și în raport cu fondurile care vor fi alocate, că în mod cert vor fi mai mulți bani, că nu se poate altfel. Până la urmă tot aici ajungem. Nu știu dacă ați văzut... Sunt directori care deja mi-au venit cu oglinda pe cele 3 scenarii. Și la ora aceasta sunt școli care pot să înceapă imediat cursurile. Sunt și școli care au probleme. Sunt probleme legate de spațiu și atunci cel mai probabil vor merge la schimbul 2 sau schimbul 3. Da? Sunt școli care nu au personal nedidactic. Da? Există și această idee a angajării de personal nedidactic, pentru că la măsurile care urmează a fi aplicate, ai nevoie de mai mulți oameni ca să faci dezinfecție înainte de intrare la cursuri, să faci în pauze, să faci în curtea școlii, să faci dezinfecții după aceea pe spațiile comune, va fi foarte, foarte greu. Spațiile sunt cele care sunt și adăugăm laboratoarele, pentru că în mod cert nu vor mai avea loc activități în laboratoare, pentru că acolo, într-adevăr, lucrurile se complică. Deci, ca să aplici măsurile de siguranță. Nici în laboratoarele de informatică, nici în cele pentru științe. Probabil se vor folosi spații precum un atelier, dacă l-ai, și poate fi adaptat. Sau în anumite o sală cazuri, de sport, chiar sau sala de sală, sport. Da. Da, sau o sală de bibliotecă. Mare primăria spații. Sunt spații pe care învățământul la ora aceasta nu le folosește și sunt în administrarea primăriei. Avem astfel de spații. Sunt școli mai vechi care pot fi imediat. Sunt fostele cămine, sunt fostele cantine, deci care stau avem degeaba. Resurse. Noi vom avea o evidență săptămâna viitoare și atunci când tragem linia, vedem exact de ce avem nevoie, transmitem la minister, acestea sunt spațiile, acestea sunt nevoile, atât se poate acoperi, acestea sunt cadrele didactice, avem nevoie de atât. Și când am tras linia, vedem câte probleme sunt generate de o proastă gândire. Să vă spun de ce. Dacă noi acum, în Neamț și în România noastră, dragă, iubită și încă populată de politicieni, ne-am fi gândit din timp, dom'le, hai să aplicăm chestia aia, clasele de 20 de copii. De ce? Pentru că se lucrează mai bine cu ei,
Pentru că e una altă, o altă atmosferă în clasă. Pentru că e spațiu mai mult. Acum, probabil că am fi trecut mai ușor pentru, peste toate aceste lucruri. De ce trebuie să facem clase cu 36 de copii? Da. De ce această presiune acceptată de toată lumea, de la directorul de școli, la inspectorul de specialitate, la inspectorul așa, deci și de minister. Și până sus, da. Deci ne batem cu pumnul deci în piept. Plătim un cost acum. Plătim un cost. Plătim a ceea ce s-a întâmplat an și an de zile. Exact. Și la nivelul școlilor acum, directorii poartă și ei răspunderea, pentru că uneori, chiar cu acordul lor, chiar au încurajat uneori constituirea de formațiuni de lucru cu foarte mulți copii. Este adevărat. Pe bani, pe finanțare. Este adevărat și că și în afară, am urmărit o emisiune recent, se vorbea despre Franța, Paris, școli în Paris, care au 40-45 de copii în clasă. Numai că numărul mare de copii în clasă mai presupune ceva legat și de infrastructura școlară, legat și de resursa umană. Aici apar diferențele și care sunt mari între ceea ce se întâmplă la noi și ceea ce se întâmplă afară. Haideți să luăm scenariul rău. Trebuie să facem școală online. Ajungem acolo la... Înainte vreau să vă spun eu ceva. Am zâmbit. Am văzut emisiunea aceea cu doctorul Rafila și când i s-a pus ceva de la ministru. Ieri mergeam în mașină și am auzit o declarație, nu spun cui, a cui, că e persoană importantă, care spunea așa: fiecare școală va trebui să aibă propria platformă pentru predare online. Și m-a pufnit râsul pentru că este declarația unui om care face politică și nu înțelege nimic din sistemul de învățământ. Teoretic ar trebui să avem câte o platformă la fiecare școală. Practic este imposibil. Dar n-am auzit nimic despre o platformă la nivel de județ în care să avem lucruri pregătite din timp. Adică lecții de matematică, lecții de română care să poată fi accesate, ținute de profesori de elită, iar profesorul la clasă pe timp de pandemie pe online să lucreze pentru aprofundare. Da. Aceste lucruri probabil că trebuiau pregătite din timp și ele ar trebui pregătite și pentru viitor. Putem face un învățământ deosebit de interesant așa. Într-adevăr, pe online accentul se duce pe ceea ce înseamnă sistematizare, aprofundare, da? Și poate mai puțin pe predare. La fel am urmărit emisiunea aceea cu trimiteri la Franța, la Germania. Acolo, într-adevăr, există așa numită bibliotecă virtuală, ceea ce la noi nu, deocamdată, pentru că nu s-a aplicat, s-a trecut în legea 1 pe 2011, dar, din păcate, nici la ora aceasta nu avem acea bibliotecă virtuală. Asta ce ar însemna? Copilul merge acolo, acolo are resursele. Dar nu trebuie să meargă acolo, poate are să manual, acceseze. Da. Poate are manualul, are subiecte, are variante. Dacă are cu ce accesa. Dacă are cu ce accesa. Iar întâlnirea cu profesorul înseamnă deja pasul 2, deci el are un suport, a văzut ceva și atunci poate interacționa cu profesorul și poate să-și fixeze anumite lucruri, poate obține anumite explicații. Platforma e mai greu de crea la nivelul unei școli. Unele școli care au dotări, da, pot realiza acest lucru, dar în mediul rural unde, din păcate, nici fizic internet, nu avem internet la toate școlile. Nu pot fizic să faci, să pregătești lecțiile pentru o întreagă materie. Există o platformă, să zicem, a ministerului pe care se poate lucra. Acolo însă e o problemă care trebuie rezolvată ușor, ușor și noi aici, la nivel de inspectorat, chiar astăzi am transmis în școli o scrisoare prin care invităm colegii directori să facă rapid un inventar în ceea ce privește pregătirea profesorilor pentru ceea ce înseamnă utilizarea tehnologiilor și pasul al doilea, deci cursuri, vor fi cursuri până la 14 septembrie. Le facem rapid. Avem o experiență din perioada aceasta a pandemiei și este pe bune, reală, am niște cifre și sunt verificabile. Ăsta va fi un pas și al doilea, am invitat colegii profesori să vină, să conceapă resurse deschise,
ele vor ajunge, noi avem pe site-ul inspectoratului, dar e sărac ce e acum acolo. Adică ne trebuie multe, multe lucruri la care... Este un cuvânt prea mare, sărac. Da. Deci este prea, prea bogat cuvântul ăsta. Cred că e prea bogat cuvântul sărac. În conotații sărac față de ce există. Asta ne trebuie, să avem resurse la care să aibă acces și elevii, dar și profesorii. Deci sunt două obiective pe care le-am propus noi în perioada și aceasta. Și titorii noștri sunt mult mai deștepți decât noi întotdeauna și mult mai interesați. O întrebare. Cum se va proceda cu preșcolarii? Punct. Da, este clar că aici la preșcolari și nu numai la ei, și la învățământul primar. Atenție. Și învățământul primar, continuăm aici întrebarea. Aici o să vedem exact cum se vor lua deciziile, pentru că ai clase, formațiuni de lucru deja constituite și în momentul în care reduci numărul de copii, acolo obligatoriu, la cealaltă formațiune de lucru, trebuie să duci același învățător sau aceeași educatoare. Aici este problema. Pentru că la gimnaziu, să spunem, ai profesori mai mulți, poate să facă deci o nouă formațiune de lucru constituită așa, pentru perioada aceasta așa, poate să aibă un profesor de matematic, un alt profesor. Dar la învățători e mai greu. Copiii care sunt din aceeași clasă să facă cu doi învățători diferiți. Se vor duce la școală în orice condiții, se întrerup cursurile. Și acolo, dacă apar probleme, la fel, dacă la o clasă de elevi apare un caz, e clar că acea clasă se închide. Ce facem la clasa întâia cu scrisul? Exact cum am procedat și în ianuarie, februarie, pe perioada aceea de gripă sezonieră, când am închis clase, am închis grupe, am închis școli, am suspendat activitatea din școli în anumite condiții. La fel se va întâmpla și aici. Nu poți, la învățământul preșcolar, nu poți să faci online. Și nici la învățământul primar, la clasa pregătitoare, și nici la o clasă de învățământ primar, până la urmă. Întrebare practică. Da. O școală cu 800 de copii care toți învață de dimineață. Da. În cât timp se face accesul în școală respectând măsurile care țin de termometre, luarea temperaturii, măsurile de protecție, etc. Așa. O altă întrebare practică. Cum se va merge la grupurile sociale la aceste școli extrem de aglomerate? Vor fi pauze speciale pentru învățământul primar și învățământul gimnazial, să nu se bulucească toți la baie? Cine va supraveghea ca în baie, acolo în zona în care te speli pe mâini, nu în cabine, să se respecte regulile? Pentru că copiii, mai ales cei mici, au... Asta este una dintre problemele majore la care și eu m-am gândit. Eu vă spun, oamenii întreabă. Și eu personal încerc să găsesc soluții. Există și ideea aceasta să decalăm un pic programul, deci copiii să ajungă la școală la anumite intervale de timp și atunci putem respecta regulile. Este o chestiune. Cum testez 800 de copii în jumătate de oră? Absolut că nu se poate. Și nu e numai asta. E și problema cine testează. Cine îi testează? Dacă nu avem medici și asistenți la toate școlile, poate să facă lucrul acesta, într-adevăr, și cineva din personalul școlii, cum s-a întâmplat și se întâmplă, vedem și la alte instituții publice, unde nu au medici, n-au asistenți, verifică temperatura, primesc masca, intră. Problema, într-adevăr, aici va fi la utilizarea spațiilor comune. Pentru că dacă ai 800 de copii într-o școală... Ce se va întâmpla cu mesele acelea la after school? Mai funcționează? Da. Nu funcționează? La ce măsuri se gândesc? La ceea ce înseamnă gimnaziu și primar și gimnaziu și liceu, aici este clar că problema este cea a mobilierului, pentru că un copil care intră în sala de curs va intra pe aceeași, în aceeași bancă în fiecare zi. Și inclusiv intrarea, probabil, în sala de curs se va face într-un anumit mod. Adică nu intră fiecare exact cum ajunge, intră, se duce la locul lui. Se vor respecta și aici niște reguli de acces. Știți de care este senzația mea, domnul general? Va fi foarte greu. Senzația mea este că ne vom axa mai mult pe reguli, pe reguli și decât pe predare. Că profesorul va deveni un supraveghetor. Există pericolul acesta. Că nu are cine să mai supravegheze. Dar el poate fi compensat. Că ați spus acolo corect. Și cred că și eu m-am gândit la lucrul acesta. Ora este de 50 de minute. Mai putem reduce din oră,
dar în ora aceea pe care o faci de 30 sau de 35 de minute, să faci exact ce trebuie. Îmi spunea un om care este foarte priceput la lucrurile astea ieri, domnule, zice, cel mai simplu ar fi să facem jumătate de clasă, jumătate stă acasă și urmărește lecția online. Este al doilea lucru. Și am lucru. Întrebat un lucru simplu, da. Pentru că noi suntem aici într-un studio, avem 3 camere de luat vederi și așa avem probleme cu unghiurile de filmare. Cum va fi transmisă o lecție de matematică cu un device oarecare de acolo, cu o singură cameră pentru cei de acasă ca să înțeleagă și ceva? Unde pui camera aia ca să vadă ceva? Întrebarea mea, așa, nu mai acolo, spre tablă, să spunem, unde este profesor, unde lucrează la tablă, de acolo trebuie preluat, eu transmis. Nu zâmbesc, vă las pe dumneavoastră să zâmbiți. Eu nu sunt specialist. Deci eu vă las pe dumneavoastră să zâmbiți. Știu că nu se poate, cred că nici tehnic nu se poate deci, lucrul acesta, unu. Și este sau și cealaltă, imaginea pe profesor. Este și cealaltă problemă, conexiunii la internet. Și mai este o problemă. Problema care pe este care foarte importantă. O spunea într-un interviu la noi profesorul Haralam, colegul dumneavoastră de la Rareș, care a pus punctul pe ei. Dom'le, stați un pic. Lecția este o creație a unui profesor. Eu, nu seamănă o lecție una cu alta. Eu trebuie să fiu atent să fac conexiunile pe calculator, să mut camere, să fac asta... Păi se zice jumătate din creația mea. Așa este. Bun. Acum, întrebări? O fost deci elevă de-a dumneavoastră. Am rămas dator aici vă rog. La ceea ce înseamnă învățământul online, pentru că vom primi acele tablete, deci este licitația în derulare, deci procedura de achiziții, și dacă sunt 240.000 de tablete, deci la 40 de județe vine cam o medie de 6.000. La inventarul pe care l-am făcut eu în prima fază, mi-au ieșit 5.800. Noi am dat deja 1.000 de tablete în perioada aceasta, din semestrul al doilea, al anului școlar 2019-2020. Deci am putea acoperi. Problema este dacă ele vin și am înțeles că vor veni și cu internet asigurat, și atunci este foarte bine, dar nici asta nu rezolvă. Un specialist îmi scrie așa, mai e este o problemă. Imposibil în România să faci live streaming la 30 de clase odată. Așa este, știu asta. Da, deci, și acum, o fostă elevă de-a dumneavoastră care vă salută tocmai din Bruxelles, vă întreabă, aș vrea să știu dacă domnul Obreja știe de consultarea pe care o desfășoară Comisia Europeană în legătură cu educația digitală. Da. Este o consultare care se adresează unui public foarte larg, inclusiv inspectoratelor școlare. Eu sunt curios dacă de la ministere s-a gândit cumva ca parte din inspectorii școlari general sau inspectori să fie luați, să fie dus cu respectarea măsurilor de igienă și distanțare socială, fizică, la Bruxelles, acolo unde se face dezbaterea asta, sau măcar să participe la ea online, pentru că tot vorbim de digitalizare. Da, știm despre ce e vorba, este directiva europeană, Europa digitalizată și nu se referă numai la educație, dar este și componenta pe educație, sunt și bani alocați pentru așa ceva, inclusiv pentru formare. Am depus și noi un proiect de la nivel de inspectorat, cred că un proiect în valoare de 40.000 de euro, exact pe această componentă. Deci se fac niște lucruri, dar nici acestea nu sunt suficiente, pentru că pregătim, să spunem, inspectori pentru ceea ce înseamnă digitalizarea în educație. Dar e problema, da, ne întoarcem iarăși. General, ar trebui acum să mă lăsați 3 minute să vă povestesc ceva. Apropo de digitalizare, asta ar trebui să fie ca o pastilă în emisiunea noastră. Zilele trecute primesc un mesaj de la Autoritatea Națională Română sau Autoritatea Română pentru Digitalizare. Da, este care, alta, pe lângă cea da, ca pentru primit, comunicații. Ai, este și ANCOM-ul. Da, parcă, aia e altă poveste. Și acel mesaj l-au primit la fel ca mine zeci, sute, mii de oameni care sunt într-un dialog cu o instituție publică. Și spunea mesajul cam așa. Stimate domnule Valentin Bălănescu, vă rugăm să accesați link-ul pentru care vă trimitem parola. Îmi trimite o parolă. Cu mare drag accesez link-ul respectiv, Autoritatea pentru Digitalizarea României. Acolo un mesaj. Stimate domnule Bălănescu, ați trimis niște documente către AJOFM pe care le-ați întocmit corect. Le-ați semnat cu semnătură electronică să trăiți, că am dat bani și pentru aia în România digitală, și eu și alți fraieri ca mine.
Și, dar ne pare rău, ca să putem procesa acele proiecte, pe lângă semnătura digitală, vă rugăm să le listați să se însemnați holograf. Adică, scuzați-mă, adică că cum și că care-i treaba? Am înțeles, da. Deci vorbim despre autoritatea pentru digitalizare, sub egida căruia lucrează niște instituții publice și care spun așa, bă băieți, a semnat cu semnătură electronică, foarte frumos, bravo vouă, sunteți băieți deștepți, v-ați conformat. Acum listați altă dată, încă o dată și semnați-le cu mâna, ca să nu cumva ce? Da, este exact ca în exemplul cel al cu ștampila, cu sigiliu, nu? Dacă nu ai documentul original și cu sigiliu pe el, s-a închis subiect. Este de noaptea minții și atunci da. Noi vorbim de învățământ digital, online. Trecerea aceasta va fi grea de tot, pentru că avem în proști, România, pentru că avem proști avem promovați sistem, în da, funcții publice. Pe de o parte, iar pe de altă parte avem un sistem super birocratic. Mâine a trebuit toți de la autoritatea aia puși să scrie de 100 de ori cu mâna sunt un prost. Am făcut un sistem de prost și vreau să mă cer într-un loc în care să trăiască numai proști. Din păcate trăiește în România. Da. E teama aceasta. Sunt mulți în aparatul bugetar, în administrația publică și centrală și locală. În condițiile digitalizării să nu ne ascundem, să restrângem un pic și numărul de personal scriptic, orice s-ar spune. Corect. Și atunci, bineînțeles că lucrăm încă la dublu, cum se zice. Și digital, dar și pe suport hârtie. Deci, încă o dată le spun, bă, proștilor, faceți ceva, gândiți-vă, nu vă mai spun, că după aia am trimis documentele și mi-a spus, zice, le-ați trimis, vă mulțumim frumos, dar puneți-le într-un singur document, să nu fie prea multe, că noi la digitalizare nu ne pricepem, știți? Adică, ce să mai le, trebuie să le trimiteți într-un singur fișier, adică nu așa cum vreți voi. Deci, când sunt proști și dobitoci, trebuie să le spunem că sunt proști și dobitoci. Să revenim la viitorul acestei țări care se cheamă învățământul, pe care îl vrem online și digitalizat în mare măsură cât se poate. Deci aici ne-am oprit un pic. Vom avea echipamentele informatice și cred eu că asta nu va fi o problemă la deschiderea unui școlar. Mai există un program finanțat tot de Uniunea Europeană. Este în derulare și programul acesta prevede asigurarea de laptopuri, table interactive, camere de luat vederi. Sunt acele școli prinse într-un program numit ROZ. Programul acesta ce scop a avut? La liceile acestea unde se întâmplă dificultăți majore la obținerea trecerea examenului de bacalaureat, să le dăm bacalaureatul online. Sau investi niște bani special pentru pregătirea lor la școală. Un fel de școală după școală însemnând pregătire pentru examene și nu-i rău lucrul acesta. Până la urmă și profesorii care lucrează pentru pregătirea examenului trebuie să fie recompensați. Și pe proiectul acesta o să primim și la județul Neamț echipamente la un număr de școli. Mai sunt echipamente pe care le au școlile după aceea. Iar aici, din păcate, și în perioada aceea de pandemie, școli care au beneficiat de echipamente în cadrul proiectelor europene nu s-au străduit ca o parte din echipamente să ajungă și la copii. Și am avut astfel de semnale și a trebuit să intervin atunci, să iau legătura cu directorul. Familii disperate, care nu au suport financiar, nu au condiții, dar care își doresc și copilul își dorește și atunci s-au rezolvat unele punctuale, adică i-a dat un calculator de la școală sau i-a dat un laptop. Bun. Nu putem pleca nici de domnul la general. Prejudecata aceasta acum, care văd că există și întreținută, le dăm tablete, o să le vândă, o să le dea pe băutură. Nici vorbă de așa ceva. Eu nu mă mai gândesc la așa ceva. Astea sunt lucruri mărunte. Sunt lucruri mărunte, domnul, într-adevăr. Domnul general, ce contează foarte mult? Ce tablete se dau? Da. În ce măsură este o afacere aceasta cu trabetele? Se dau niște jmenuri sau se dau niște tablete care să fie funcționale? Problema mare este un plan general de o viziune pentru viitorul învățământului care să cuprindă inclusiv acest lucru. Ce facem în cazul unei pandemii? Și nu facem în cazul unei nenorociri
care se poate întâmpla în ziua de astăzi. Adică pot fi multe evenimente. Aș vrea să veniți care... aici, aș vrea să veniți aici, dumneavoastră, oricare din inspectorat, și să spună da. Nu avem probleme, suntem pregătiți în caz de, putem face așa. Pe scenarii, da, că așa avem alternativa asta, suntem pregătiți pentru ea. Bun. E greu de răspuns astăzi, și dar e un prilej acum pentru ceva. Ce gândesc eu? E un prilej să ne gândim la numărul de elevi în clasă odată. Asta obligatoriu ar trebui, dacă suntem conști. Și, dacă ar fi vrem un să... moment, tot e termenul ăsta, resetare, folosit la astăzi și la modă, ar fi momentul. Cu toții să ne gândim că nu poți face educație cu 35, cu 40 de copii. Doi, numărul de ore și numărul de ore. Și aici, toți doresc, părinții doresc, profesorii doresc, dar când se lucrează la curriculum, la planul de învățământ, fiecare reprezentant de la disciplină vrea mai multe ore acolo, consideră că aceea e cea mai importantă disciplină. Și din păcate am ajuns aici în situația cu 30 de și ceva de ore pe săptămână, cu 18-19 discipline. Nu trebuie să ne temem, pentru că dacă ajungem la o anumită configurație și cu reducerea normei didactice, deci va fi loc pentru toți cei care sunt în sistem dar acum. Nu, că ai nu cred că asta resurs. Este problema acum. Problema este întrebări. Am o groază de întrebări. Mi s-a închis calculatorul. Sunt și discipline la care nu mai poți tăia că nu ai de unde și nici nu-i de dorit să tai. Întrebări. Nu? Ce discipline vor dispărea din planul cadru? Sau ce se discută în momentul? Deocamdată sunt discuții, știți, purtate informal. Nu există nimic la nivel de minister în legătură și stabilit în legătură cu reducerea numărului de ore. Dar cred că pe piață ce circulă, că să dispar orele de la istorie, dispar orele de la latină, parcă am văzut că asta era un subiect. Latina așa nu se studiază în toate școlile. Se studiază la gimnaziu, la clasa 8-a, dar și acolo. Am experiență atâtor ani. Profesorul de română care predă și latină acolo, de multe ori face tot limbă și literatură română și nu face latină. Și nu e în regulă. Și nu e în regulă pentru că e nevoie, într-adevăr, și de un pic latină, vorba poetului, să descifrezi un epitaf. Un pic latină. Da. La liceu fac numai anumite clase. Haideți să încercăm o recapitulare de final. Vom începe școala. Deci ăsta e primul lucru nu asupra căruia... Nu știm încă exact cum va funcționa. Nu știm exact în ce scenariu, din cele trei prezentate care circulă când în spațiul ști? Public. Dar vom ști sigur, înainte de 14 septembrie, vom ști sigur, deci cu, cred eu, cu cel puțin o săptămână înainte, exact cum stăm la fiecare unitate de învățământ din județ. Pentru că până atunci fiecare școală are timpul necesar să se organizeze până la nivel de oglinda a clasei, exact are sala de curs și elevii aranjați acolo, și ce s-a decis în Consiliul de Administrație, în funcție, bineînțeles, de toate informațiile pe care le au la nivelul OAT-ului în legătură cu gradul de răspândire a virusului. Deciziile acestea luate în Consiliul de Administrație vor fi analizate la nivel de inspectorat cu DSPU și se va lua o decizie și în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Deci, până la urmă, există o descentralizare la nivel de unități, dar vedeți că există o asumare de responsabilitate și invers la nivel de inspectorat școlar, de Direcție de Sănătate Publică și de Comitet Județean pentru Situații de Urgență. Atâta timp cât descentralizarea este doar atunci când se dorește pasarea unei răspunderi spre cei mai de jos, ea nu este o descentralizare reală. Descentralizarea reală este în momentul în care școala chiar poate să-și facă politica de ei în privința profesorilor care lucrează, cu care lucrează, în privința structurii. Sunt de acord. Până atunci... Angajarea de personal. Am avut experiența aceasta în anii 2000 și eu la colegiul Petru Rareș, cât am stat, am stopat intrări în sistem cât am putut, este greu. Dar sunt și școli care au dat drumul atunci, frâul liber. Sunt școli care vor să realizeze excelență în educație. Nu poți fără resursă umană, dar nici la o școală din mediul rural. Nu poți dacă nu ai resursă calificată, nu ai oamenii promovați așa cum se cuvine.
Pentru că acei copii de acolo nu au nicio vină până la urmă, că nu au personal calificat sau personal care într-adevăr să se preocupe de dezvoltarea acelor priceperi, deprinderi sau să spunem multe competențe. Multe alte lucruri, așa este. Și multe întrebări. Ne întoarcem în urmă, eu mă întorc și nu-mi place să dau drept exemplu experiențele personale, dar eu sunt absolventul învățământului primar simultan, cu o șansă extraordinară că am avut doi învățători care erau calificați și locuiau în școală, pe școală Sistem Spirul Haret. La gimnaziu, la fel, șansă extraordinară că am avut doi profesori calificați și preocupați, la română și la matematică. Asta ne-am dorit, în mulți fug și când vorbesc despre învățământul simultan, da, se poate face și învățământ simultan cu 10 copii, cu 15 copii care să aparțină unor clase diferite, de a întâia, a treia sau a doua și a patra, dar trebuie să ai acolo ce? Un învățător adevărat. Încheiem emisiunea cu mulțumiri pentru participare. Știu că ați venit direct de la Iași ca să ajungeți la emisiune. De aceea apreciez acest lucru și cu o declarație a președintelui Academiei Române care spune așa: nu a venit încă vremea roboților, humanoizilor și nici a anarhiei. Scenariul educației exclusiv online va fi catastrofal, iar școala astfel făcută nu va avea niciun folos. Este corect, accept. Tocmai de aceea ne dorim pe cât posibil copiii să-i avem pe toți în școală, față în față, începând cu 14 septembrie. În condiții de siguranță. Este în cele mai bune condiții care se pot asigura. Avem o experiență și eu mizez foarte mult și pe sprijinul UAT-urilor. Acolo vin niște bani pe finanțarea cel complementară. Cel puțin până la campanie puteți beneficia. Am semnale că nu toate școlile din județ au putut valorifica acele sume care până la urmă sunt ale educației. Deci, pentru că norocul este că orice primar, dacă nu are în minte lucrul ăsta, că școala până la urmă e cea mai importantă instituție. Pornește la ideea că toți primarii au minte. Da. Deci este pornesc, un lucru bun. Pornesc de la o supoziție, bun. Da. Da, deci până... Își amintesc 20... de școală când e campania, păi că-s părinții, în campanie, copii, suntem în campanie, alegerile sunt după... Este în regulă. Profitați de lucrul ăsta și directorii de școală. Acum, da, o să am o discuție și cu domnul profitați primar. De lucrul acesta. Da, o să organizez o videoconferință cu primarii, probabil săptămâna viitoare. Da, vedeți, neapărat la videoconferință, să faceți așa, îi aduceți pe toți într-o sală și faceți videoconferință ca să fie și fizic acolo. Că altfel nu se poate. Ați văzut Autoritatea pentru Digitalizare cum lucrează. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și chiar mă bucur invitație. Că am putut discuta toate aceste lucruri. Oameni buni, cele bune, trimiteți mesaje și noi vom încerca cu toți cei care sunt responsabili să stăm de vorbă pentru dumneavoastră.